Crimă îngrozitoare la Nisporeni. Un bărbat de 30 de ani și-a omorât cu sânge rece sora cu 8 ani mai mare. Cei doi nu au putut împărți averea lăsată de părinți. Potrivit poliției, tragedia a avut loc sâmbătă în localitatea Iurceni. Femeia a venit vineri în vizită la fratele său pentru a discuta despre casa lăsată drept moștenire de către părinți. Cei doi s-au luat la ceartă, iar bărbatul a plecat la un prieten pentru a-și neca mărul în pahar. Sâmbătă dimineața, acesta a plecat direct la sora sa, unde a izbucnit o nouă ceartă. La un moment dat, femeia a ieșit în stradă pentru a cere ajutor, timp în care fratele ei a luat un cuțit din bucătărie și a mers după ea. Când a ajuns-o din urmă, a înjunghiat-o, după care a târât-o în grădină, unde a lăsat-o să zacă la pământ. Bărbatul a fost reținut de oamenii legii. El și-a recunoscut vina și riscă între 12 și 15 ani de închisoare.